Bună ziua și bine v-am găsit în acest minunat cadru roz. După cum puteți vedea, nu sunt la mine acasă, sunt mai exact la Galați, în casa mea părintească. Și cum am puțin timp de omorât, mi-am zis să încerc să vorbesc puțin cu voi, să fac așa un scurt, vedem noi cât de scurt, clip într-o notă mai serioasă despre ce înseamnă să fii student la medicină și cum poți să înveți mai repede, că s-ar părea că toată lumea caută asta, cum să înveți mai repede și mai ușor și mai mult, într-un timp foarte, foarte scurt. Ok, în același timp voi încerca să răspund la câteva dintre întrebările voastre pe care mi le tot adresați și sper să vă placă și să vă convingă să dați și voi la facultatea asta. Pentru început, eu vă spun că sunt la medicină generală, la Carol Davila București, anul 6, după cum cred că am mai spus-o odată. Și prima întrebare pe care o primesc cel mai des este când m-am decis și care au fost motivele pentru care m-am decis să dau la această facultate. Ideea e că eu m-am decis la sfârșitul clasei a 11-a, mai exact în vacanța de vară dintre a 11-a și a 12-a. Și nu pot să spun că am un motiv exact pentru care am vrut să dau la facultate. În principiu, eu eram fixată să dau la altceva, la istorie, la arhitectură, că mă pasionau și istoria și desenul, dar la arhitectură am aflat ulterior că am nevoie de pregătire 2 ani cu un prof de la universitate ca să pot să trec examenul, iar alte facultăți nu prea ne asigurau un post stabil sau ceva sigur, ceva că după ce termin facultatea o să pot să și lucrez în domeniul respectiv. Mama mea mă tot îndrepta către facultatea de farmacie, dar eu personal n-am nimic cu farmaciștii, ferească Dumnezeu sora mea la farmacie, dar eu nu mă văd stând printre rafturi de pastile toată ziua sau făcând cercetare în domeniu, nu, cercetarea nu e pentru mine. Prin urmare, cred că singura soluție așa gândită pentru mine ar fi fost să dau fie la stoma, fie la medicină generală, dar din nou, stoma nu mă pasionează, așa că am ales medicina generală. Deci, după cum puteți vedea, n-am fost pasionată de mică, nu mă vedeam de mică cu stetoscopul după gât și consultând fiecare om care trecea pe stradă. În niciun caz. Mă vedeam actriță și cântăreață, chiar dacă eu sparg geamurile, dar nu asta e obiectiv. Da, cam asta ar fi. Deci, m-am hotărât la sfârșitul clasei a 11-a să dau la medicină. Și am început să mă pregătesc pentru asta. Am început să învăț. Eu am fost la clase de științe sociale și asta înseamnă că nu am făcut nici chimie, nici fizică, nici matematică. Chimie și fizică n-am făcut absolut deloc, nici măcar nu era prezent în orar ore de chimie în ultimii 2 ani, între 11 și a 12-a, iar matematică, știți cum se face matematica la clasă de umani. Nu se face, adică. Așa. Și, prin urmare, întrucât admiterea la medicină a constat din 60 de întrebări din biologie, pe care clasa nouă o puteam învăța și singură. Era o cărticică cam atâtica. Și 40 de întrebări la alegere, fie chimie, fie fizică. Nu sunt sigură dacă s-a schimbat modelul anul ăsta, nu cred. Ideea e că eu chimie nu prea cred că aveam cum să învăț singură. La chimie ceva mai complicat, ai nevoie să fii acolo un profesor care să-ți explice. Și așa că m-am apucat să fac pregătire în în clasa a 12-a, în anul 4 de liceu. M-am apucat să fac pentru un an pregătire cu o profesoară foarte, foarte faină de la mine din liceu, care chiar m-a făcut să înțeleg tot ce înseamnă de chimie, tot ce credeam eu că e bineînțeles pentru mine, am excelat. Nu mă laud, ferească Dumnezeu. Da. Deci am făcut pregătire la chimie 2 ore pe săptămână, adică o ședință pe săptămână, și în rest am învățat acasă cartea de biologie în mână, învățat la modul cum înveți tu în liceu, adică stai cu cartea în față și te joci pe telefon.
ceea ce nu vă sfătuiesc să faceți. Ok, nu consider că biologia are nevoie de profesor ca să o poți învăța. Nu consider că ai nevoie neapărat de pregătire să poți să înveți biologia. Mie mi se pare, mă rog, la nivelul meu de acum, că aș putea învăța cartea aia de biologie în, într-o săptămână, să fim serioși. Este un pliant, așa, nu se poate numi materii sau ceva prea complicat. Da, cred că v-am amintit de cap. Rezumând, biologia o puteți învăța lejer singuri acasă, chimia și fizica vă sfătuiesc dacă sunteți la clasă de științe din astea umane, științe umane, la clasă de filologie de științe sociale, să vă luați un profesor, să mergeți să faceți pregătiri măcar o dată pe săptămână. Dacă sunteți la real, probabil nu o să aveți nevoie de asta, pentru că deja faceți la liceu tot ce aveți nevoie pentru admitere. Cum învățăm mai repede? Cum învățăm mai mult? Cum ne organizăm pentru admitere? Eu am luat și m-am lărâit cu acel pliant de carte de anatomie un an întreg. Și nici măcar în ziua admiterii nu știam cum trebuie. De ce? Pentru că pot să spun că n-am fost o persoană conștiencioasă la acest capitol. Deci, încercam să învăț cum sunt obișnuit eu să învăț în liceu, papagalicește tot, să știu mot-a-mot, să știu să turui lecția fără să rămână practic nimic în cap și fără să înțeleg nimic din ce am învățat. Deci nu vă sfătuiesc să faceți așa. Nu încercați să învățați mot-a-mot pentru că nu o să reușiți așa. Nu e capabil creierul dacă nu faci legături să înveți papagalicește decât anumite persoane cu un IQ foarte ridicat pot să fac așa ceva și să înveți o carte motamo. Dar vă sfătuiesc să încercați să faceți legături. Luați frumos și schițați-vă dintr-o lecție ideile principale. Încercați să faceți legătura între lecții. Nu vă bateți capul să încercați să stați acolo 6 ore să învățați, chitiți așa la masă cu cartea în mână și să nu vă ridicați de acolo și așa, pentru că, din nou, nu veți face față. Teoretic, omul este pregătit și poate să-și păstreze atenția pe un obiect, pe o materie, să facă un anumit lucru pentru maxim 45 de minute. După 45 de minute, dacă n-ai luat pauză, deja creierul tău se duce în Bahamas, să iese pe câmpii, nu mai ai nicio treabă și restul orilor le pierzi pur și simplu degeaba. Să-mi trag puțin sufletul. Deci eu am învățat într-un mod greșit. Stăteam cu cartea în mână 3-4 ore, mă făceam că învăț o lecție, o știam papagalicește, până a doua zi nu mai rețineam absolut nimic. Dacă mă întrebai, eram deja praf și pulbere, nu eram capabilă să-ți mai reproduc. Iar după o săptămână nici nu mai zic. Nici nu cred că știam ce lecție am învățat cu o săptămână în urmă. Deci, cam asta este ideea, luați, faceți scheme, învățați logic, gândiți-vă, dar de ce procesul respectiv se întâmplă în modul respectiv? Dacă vreți să învățați, învățați la istorie că în 1500 nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce, nu reușiți. Și nu reușiți să intrați la medicină sau dacă reușiți, intrați pe loc de taxă, cum am intrat și eu de altfel. Da, sunt și anumite noțiuni care trebuie învățate papagalicește, pentru că n-ai cum să înveți valorile de la natriu și de la potasiu și de la ce alte valori mai există pe acolo logic. N-ai cum, nu e rostul, dar una este să înveți câteva valori și alta este să înveți o carte întreagă. Ceea ce știu că mă ajută acum pe mine să învăț este să subliniez acele noțiuni foarte, foarte importante. Să-mi fac scheme pe o foaie separată, dar nu este obligatoriu. Nu încercați să pierdeți timpul schițând frumos și colorând și făcând cu marcăre și inimioare și mape și tot felul de imagini sau așa. Asta înseamnă efectiv a procrastina sau cum să o zici și pierzi vremea doar ca să ai o ocupație. Iar puneți minte, în 45 de minute poți să înveți mult mai mult decât dacă pierzi 3 ore făcând un desen pe care după aia nu o să-l mai folosești în viața ta. Știu asta pentru că am făcut-o, iar eu sunt o persoană care are memorie fotografică, adică eu, dacă mă întreb ceva,
dintr-o anumită lecție, eu caut. Și mi-amintesc cam pe unde era plasat în pagină informația respectivă. Și dacă nici pentru mine nu funcționează treaba aia, adică funcționează, dar nu pentru o perioadă lungă de timp, este în principiu o pierdere de timp. Părerea mea. Sunt alți oameni care învață foarte bine așa, eu o consider o pierdere de timp. Să stai să-ți colorezi, să-ți faci cărți de povești acolo așa frumos, cu floricele, cu brizbrizuri, cu toate chestiile alea. Mai bine stai 45 de minute, mi-a mi se par în momentul ăsta arhi suficiente, 45 de minute pe zi, să iei, să înveți o singură pagină din cartea de biologie. O singură pagină. E arhi suficient. În 365 de zile ajungi să treci prin cartea aia de 4 ori, pentru că ea are circa 100 de pagini sau ceva. Da, cam atâta despre subiectul ăsta. O altă întrebare. Cum te-ai simțit în ziua examenului? Și cum am făcut față emoțiilor? Deci, ca să vă explic așa frumos, în ziua examenului, fiind practic unul dintre cele mai importante examene din viața mea, pentru că eu una nu am pus preț pe BAC. Eu știam că la medicină n-ai nevoie de BAC, adică n-ai nevoie de notă mare la BAC. Prin urmare, mi-a păsat fix, am învățat o singură zi la fiecare și vezi, Doamne, n-am orgoliu pentru notele acelea, mă abțin. Deci, în ziua examenului, avem nevoie de Pampers. Da? Este un secret între noi. Emoții groaznic de mari, mai mari ca la BAC, mai mari ca la Olimpiade, mai mari ca atunci când mă scotea profa de mate și mă asculta în general, mult mai mari. Dar ideea e următoarea, să stai, să încerci să fii calm, să citești foarte bine acele întrebări, pentru că asta e important, citești și fii atent, să nu cumva să ai un nu în față sau excepții la final, pentru că atunci poți arunca pur și simplu la gunoi toată întrebarea, fii foarte atent la ea. Și apropo de întrebări, după ce ai terminat de învățat materia, terminat impropriu spus că nu poți să termini niciodată teoretic să înveți, fă-ți un serviciu și ia-ți cărțile de grile. Pentru că întrebările de la examen fie sunt identice cu cele din cărțile de grile, fie sunt foarte, foarte asemănătoare. Deci dacă ai acele cărți de grile și faci de dinainte, o să-ți fie mult, mult mai ușor să iei o notă mai mare la examen. Mie, tatăl meu, mi-a făcut și-a rupt din timpul lui și pur și simplu mi-a făcut un program cu toate întrebările acelea, din grilele de biologie. Și în programul ăla puteam, practic, să dau un test de 60 de întrebări în care el îmi lua random întrebări din cele plasate de taică-miu acolo și mi le punea. Și așa poți să vezi foarte ușor la ce nivel ești. Că tu poate spui, da, uite, am învățat ieri 3 ore o lecție, dar dacă mergi și faci grilele, s-ar putea să rămâi surprins de cât de puțin știi în realitate. Deci cam asta ar fi. Emoții n-ai ce să le faci. O să fie acolo emoțiile la admitere, o să fie în timpul examenului, dar în principiu încearcă să uiți de el, încearcă pur și simplu să stai focusat pe ceea ce ai tu de rezolvat și nu te stresa. Deci cu cât te gândești mai mult că, vezi, Doamne, viața ta depinde de acest examen, cu atât ești mai predispus să o dai în bară. Deci încearcă pe cât posibil să fii zen. Dacă te ajută, fă ceva înainte. Bun. Eu sper să încerc să înțelegeți ceva din tot ce vă zic eu aici. Știu că probabil mă repet de 10 ori, dar mă pasionează subiectul. Cum știi că medicina este pentru tine? De nou, o întrebare foarte grea. Medicina nu e pentru oricine. Ok? E vorba totuși de viața unui om aici. Nu poți să stai să te joci. Dacă tu nu te simți capabil să înveți o cantitate foarte mare de informații într-o perioadă relativ scurtă de timp, nu da la medicină. Dacă tu nu ești capabil să vii
și să ai în fața ta un om bolnav, dar totuși să te detașezi de tot ce înseamnă partea personală a respectivului, ca să poți să-i găsești o rezolvare la problemele lui medicale, nu da la medicină. Dacă ești slab de înger sau prea milos, nu da la medicină. Că s-ar putea să nu fie cel mai potrivit lucru pentru tine. În principiu, cred că știi în interiorul tău dacă medicina este pentru tine sau nu. Cred că știi din momentul în care începi să înveți chimie și biologie și vezi dacă îți plac noțiunile de anatomie sau nu. Altceva nu pot să vă spun altfel. Eu pur și simplu am simțit că, da, pe lângă faptul că este printre puținele facultăți care încă îți garantează un loc de muncă după ce termin, am simțit și că, practic, aș putea să fac lucrul ăsta bine. O altă întrebare este dacă la această facultate se pupă chimia și fizica care se face în facultate cu ceea ce ai învățat pentru admitere. Și răspunsul este chimie, așa și așa, fizică, spre deloc. Eu n-am făcut fizică, n-aș avea de unde să știu. Dar cred că liceul nu te învață la fizică despre aparate care se foloseau acum 100 de ani, care nu se mai folosesc de 100 de ani și care sunt practic complet inutile. La medicină ai în anul 1 o singură materie numită biofizică, un examen foarte, foarte nesuferit și o faci doar un semestru și nu văd să aibă vreo legătură cu ce ai făcut în liceu la fizică. Chiar nu văd. E vorba strict de parte practică, de aparate, de chestii din astea. O altă întrebare este de ce medicina în București și nu în alt oraș din țară? Eu sunt din Galați. În momentul în care mi-am zis că dau la medicină, erau mai multe opțiuni. Era fie să mă duc la Iași, la Cluj, la București sau să rămân chiar în Galați pentru că avem și noi facultate de medicină, avem și noi universitate. N-am rămas în Galați pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu cred că medicina din Galați este la nivelul la care se practică în București. Nu cred că profesorii sunt la fel, nu cred că se învață materia la fel. Chiar dacă în teorie cu toții trebuie să învățăm exact aceleași noțiuni, nu consider că aici se face medicină cum ar trebui să se facă. La facultate, nu vorbesc de medici din spital. Deci cam ăsta e motivul. Iar la Iași mi se părea prea liniștit, Clujul era prea departe, am rămas cu Bucureștiul și chiar cred că am făcut cea mai bună alegere. Dacă ești o persoană agitată, dacă ești o persoană care îi place să stea mult în trafic, dacă ești o persoană care căreia îi place să stea așa aglomerat, într-un loc aglomerat și cu foarte mulți oameni, dar și să ai competiții foarte mare, atunci cu siguranță Bucureștiul este pentru tine. Așa cum a fost și pentru mine. Am avut noroc să dau, cred că, de niște oameni foarte faini. Am avut o serie super șmecher în primii 3 ani de facultate și acum, în ultimul an, la fel. Da, deci în principiu aici poți să-ți faci niște prietenii așa care să țină mai multă vreme. Da. Eu am venit la facultate singură, nu cunoșteam mai pe nimeni aici, în București, adică. A fost o alegere. Trebuie să fii fâșneț, să-ți faci prieteni din prima și atunci cu siguranță nu o să ai probleme de acomodare. Iar dacă mai cunoști persoane dinainte cu care să ții și legătura după liceu, atunci e perfect, te-ai rezolvat. Într-adevăr, o să fie mai dificilă despărțirea asta de părinți după ce ai stat 18 ani lângă ei, să-ți dea mama mâncarea, așa, o să-ți fie mai greu să te acomodezi, să-ți faci singur toate, dar nimic imposibil. După un semestru deja nu mai ai nicio greață, niciun stres. Bun, ai ajuns la medicină. Te confrunți cu prima sesiune și vezi pur și simplu că ai un volum
de informații extraordinar de mari, pentru că așa este. Ceea ce trebuie să faci tu ca să înveți mai repede, mai ușor, o cantitate mai mare de informații este, în primul rând, să nu te lași distras, ok? Nu începe cu e mizerie în cameră, nu pot să văd că e mizerie în cameră. N-am roșii, vorba lui Costel, nu pot să învăț că n-am roșii, trebuie să mă duc la magazin. Astea sunt, din nou, pretexte. Dacă vrei să înveți, ții frumos cartea, îți iei frumos fixul, încerci pe cât posibil să nu te uiți la un film în același timp și să nu asculti muzică în același timp, pentru că îți distrage toată atenția. Chiar dacă tu pe moment zici că, mamă, ce senzații mișto este, ce stare bună de spirit îmi dă și chestii de-astea. Și eu personal merg pe principiul ăla cu iei cartea, iei creionul, subliniez noțiunile importante, treci de două ori prin materii, hai de trei ori dacă ai timp. Dar cam atât. Mergi pe principiul 45 cu 15. 45 de minute în care stai și ești atent. Sau dacă nu 45-30 de minute în care stai și ești atent la ceea ce înveți, la ceea ce faci în momentul respectiv. 15 minute în care mai citești un mail, mai vorbești cu colega de cameră, mai stai și nu faci nimic, îți odihnești puțin creierul, pentru că, v-am mai spus, noi nu suntem capabili să rămânem atenți foarte mult. Chiar dacă tu crezi că ești atent, o să constați după 4 ore că tu ai reținut prima parte din lecție și restul, nu știu, creier plecat în Bahamas. Este plecat în Bali, dansează aloha pe acolo cu ghirlanda la gât. Asta e recomandarea mea pentru a învăța mai ușor și din nou învață din timp. Nu lăsa să vină sesiunea și să îngrămădești acel volum enorm, că cel puțin în prima sesiune lucrul ăsta o să te termine. Dacă ești deja anul 2-3, ești obișnuit, știi că trebuie să înveți în timpul anului și chiar dacă nu o faci, mă rog, măcar nu te ia pe nepregătite sesiunea, știi că ai un volum mare de învățat într-un timp foarte scurt și iei și tu lucrurile cele mai importante și care pică cel mai des. Un alt sfat, intră pe grupurile tale de mediciniști. Acolo, de obicei, găsești răspuns la foarte, foarte multe întrebări. Am eu o problemă de a accentua un lucru de două ori, ce foarte, foarte, mult, mult, mișto, mișto. Așa, deci, intră pe grupurile de mediciniști. Este posibil să găsești acolo multe răspunsuri la întrebările pe care le ai. Interesați din stânga în dreapta dacă examenul e oral, dacă este scris, ce subiecte pică cel mai des. Unii profesori au subiectele așa, aceleași de pe un an pe altul. Veșnica întrebare dacă ai grile, știi cum e. Așa, mă rog, nu o să mai dau. În principiu o să te prinzi tu care-i treaba când ajungi direct la facultate. Dar încearcă să socializezi cu oamenii, să întrebi în stânga, în dreapta, anumite informații. Și mai mult ca sigur să vă găsi unul care să se ofere așa, să te ajute. Să dau conturi despre cum să înveți mai ușor și despre experiențele mele la medicină. Experiențele mele încep cu o restanță la anatomie. N-am învățat. Recunosc. N-am avut restanță la oral, dar nu m-am priceput acolo la cadavru să fac chestii. Ovidiu... Ovidiu face foarte multe fețe când spun despre examenul oral. El a dat numai scris. Pe la poli, de unde vine el. Așa. Deci, experiențele mele încep cu o restanță la anatomie. De ce? Pentru că m-am luat prin surprindere. Pentru că eu, ca toanta, m-am gândit că ai, bă, câtă materii poate să fie? Las-o pe sesiune, că sigur am timp. Hai până în Silver Cert sau în culturi mai bine. Învață din timp și totul va fi bine. Înveți mai ușor făcând conexiuni. Faci conexiuni între lecții, faci conexiuni între materii. Pentru că ai să vezi că anatomia se leagă de biocel, se leagă și de biochimie dacă o forțezi puțin. Și în felul ăsta îți va fi mult mai ușor să înveți toate lucrurile așa, în paralel. Lucrurile sunt foarte logice la medicină. Majoritatea, nu toate. Foarte logice și reușești, dacă ai prins firul, nu, sunt slabe șanse să-l scape așa.
Mă rog, să nu vorbim totuși de o materie din anul 2, a cărei cursuri erau foarte, foarte interesante de citit. Cât de grea e chimia la medicină? Chimie se face în anul 1. Se face, cred că, tot anul. Dar e atât de grea încât nu mai îmi amintesc absolut nimic din ce am învățat cursul. În principiu știu că îmi plăceau LP-urile, că erau faine cu chestii practice, cu eprobete, cu pus acid și toate chestiile alea, ceea ce nu făcusem eu în viața mea în liceu și mi s-a părut fain. Iar cât spre cursuri, e puțin mai greu față de chimia pe care o faci în liceu, dar parcă, din câte mi-amintesc eu, se leagă foarte mult de o anumită parte, ceva cu ciclu Krebs, cu ATP-uri, cu... Oricum, o parte organică, se leagă de partea organică a chimiei. Acum, nu pot să spun că e foarte importantă, pentru că eu nu mai țin minte nimic de ce am făcut la chimie și nici dacă mă uit pe cursuri, probabil n-aș mai ține mare minte. Așa, ce specialitate ai vrea să alegi? Hai să vezi că atunci când ai la medicină, tu pornești cu ceva în minte, gen vreau să mă fac neurochirurg și rămâi cu acel ceva în minte până în momentul în care efectiv ajungi să faci materia numită neurostagiu, numit neurochirurgie și observi că neurochirurgia nu e de tine. Cam asta se întâmplă cel mai multe cazuri. Tu mergi chitit pe un lucru, dar trebuie să ai mintea deschisă să vezi că s-ar putea să-ți placă și alte materii. Eu una am plecat de la premisa că vreau să fac chirurgie plastică. Întâmplător am rămas cu ideea asta și acum, după ce am făcut stagiul de chirurgie plastică. Dar tot la fel de întâmplător am observat că îmi plac și alte stagii. Și că nu mi-ar părea rău nici dacă aș face gastro, nici dacă aș face ATI. Depinde foarte mult. Important este să ai mintea deschisă. Deci da, la mine în principiu chirurgie plastică, dacă nu gastro, dacă nu urgențe, ATI, nu cardiologie, pentru că, ca să vă zic sincer, nici după stagiul acela lung de cardiologie la unde l-ai fi făcut eu, nu știu să vă zic când are inima un suflu de gradul 1, 2 sau 3 sau ce mai avea el. Deci mai bine să, decât să ne norocesc cu un om, mai bine stau pe părticica mea pe care mă simt cât de cât sigură pe mine și așa. Dar de ce vreau să aleg specializarea pe care o vreau? Acum vă zici, a, chirurgie plastică, bem, fata vrea să pună țâțe fund și alte din asta. Da, am zis țâțe pe YouTube. Ce să fac? Aflați că mare parte din chirurgia plastică nu este chirurgia estetică. Mare parte din chirurgia plastică o reprezintă arsurile, mâini zdrobite, picioare zdrobite, chestii de-astea. Lucru care nu e foarte ușor pentru stomac. Dar asta e toată ideea, să încerci să repui în funcțiune ceva ce a fost distrus. Cam și din punct de vedere estetic e foarte, foarte important, dar mai ales funcțional. Și cam asta e motivul pentru care vreau să fac în continuare chirurgie plastică. Dacă mă ține stomacul, asta vedem. Și cam asta ar fi tot clipul. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în comentariu. Am văzut că cea mai importantă întrebare a fost cum faci să înveți, cum faci să înveți logic. Gândește că și medicina asta ar trebui să o iei ca pe poveste. Că, în principiu, are sens. Ok? Dacă iei dintr-un capăt, poți să o înțelegi pe toată. Dacă o iei pe sărite, nu înțelegi. Dacă încerci să o înveți papagalicește, n-ai nicio șansă. Fă-ți scheme. Dacă asta te ajută pe tine, fă-ți scheme. Dacă pe tine te ajută să folosești markerele și să faci desene, fă-o și pe asta. Dacă tu simți că așa înveți cel mai bine, fă asta. Eu
faptul că eu o văd ca pe pierdere de timp nu înseamnă că pentru tine nu poate să meargă. Adică exista o vreme în care și eu stăteam și desenam acolo fiecare mușchi și fiecare ligament și fiecare os și așa, dar să fim serioși, pentru asta ai atlas, nu văd de ce să-ți consumi tot timpul inutil desenând un os cu toate găuricile ei lui și toate dungile și toate crestăturile când tu ai atlas, iar netărul îți explică extraordinar de bine ce vrei să afli. Încearcă pe cât poți tu de mult să nu pierzi vremea cu lucruri inutile, ok? Dacă tu simți că poți să înveți mai bine reproducând un anumit lucru, fă-o. Dar din experiență am avut colegi, mulți colegi care fix asta au făcut. Au stat și au bibilit și au desenat și au picat examenul. De ce? Numai ei poate să știe. Încearcă asta. Ia-o logic, ia-o de la un capăt. La medicină, dacă s-ar o lecție, s-ar putea să nu mai înțelegi ce se întâmplă în a treia. Și mai fă o schemă, două pe acolo la lucrurile importante, iar noțiunile acelea, gen informații din alea cu valorile, îmi pare rău să te anunț, trebuie să le înveți papagalecește. N-ai ce să le faci. Și cam asta ar fi clipul de azi. Dacă v-a ajutat cu ceva, dați și voi acolo un degețel de la în sus, sperăm că nu pe ăsta, cel mai probabil pe ăsta. Doamne ajută să nu mă cenzurez YouTube-ul, da. Și nu uitați, nu procrastinați, nu trageți de timp, nu încercați să vă luați de fiecare altă lucru în parte, să zici că trebuie să faci mai întâi ordine ca să poți să înveți, trebuie mai întâi să-ți faci curățenie în haine ca să poți să înveți, trebuie să-ți lustruiești pantofii înainte, să vorbești cu bunica înainte. Dacă vrei să faci un lucru, mergi, pune-ți alarma și asigură-te că în alea 30 de minute, 45 de minute, nu te ridici cu fundul de pe scaun și stai acolo cu capul numai în respectiva materie și numai la asta te gândești. Și ai rămâne surprins că în momentul în care începi să prinzi firul, chiar s-ar putea să-ți placă ceea ce faci și ceea ce înveți. Sau s-ar putea să nu și să-ți înjuri toți profesorii și toți. V-am pupat!